Este potrivit, este drept să-L binecuvântăm pe Dumnezeu Cel ce ne-a creat. Cu atât mai mult cu cât suntem într-o zi de căsătorie și Dumnezeu de la început este scris că a creat parte bărbătească și parte femeiască. Și de atunci, chiar statistic vorbind, Dumnezeu are grijă să se nască un număr egal pentru că astfel să se poată constitui familii. Ba mai mult, suntem în biserică și asta este a Domnului, iarăși un motiv de mulțumire. Și ca unii care credem, anticipăm ceea ce în veșnicie va fi și familie și biserică, cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Pentru toate acestea, Domnul să fie binecuvântat. Și să procedăm tot cum a făcut Dumnezeu la început, după ce i-a așezat unul lângă altul, i-a binecuvântat. Fiți binecuvântați! Chiar dacă va fi o rugăciune consacrată pentru asta, vă binecuvântăm ori de câte ori avem nevoie și de asemenea fiți dumneavoastră ca familiști binecuvântați. Și de ce nu cei care, așa cum se spunea, vor să devină și ei familiști? Am pe inimă în ziua aceasta un cuvânt pe care l-am intitulat Dragostea lui Dumnezeu și dragostea noastră. În cuvântul care s-a citit, scria în dreptul bărbaților, al soților, să iubească precum a iubit Domnul Iisus Hristos. Pentru soții spunea să se supună, dar cred că starea asta cel mai desăvârșit poate fi atinsă tot în dragoste. Iar dacă ar fi să scrie undeva concret și despre femei ca să iubească bărbații, Scriptura are și o asemenea referință, unde scrie în capitolul 2, în Tit, versetul 4, femeile mai în vârstă, ca unele care au experiență, să învețe pe cele mai tinere să-și iubească toată casa, dar începând cu bărbații, adică bărbatul și apoi copiii. În primul rând, dragii mei, și asta pentru tineri, dar de ce nu pentru toți, că oricât de mult ați iubi, lecția asta tot e potrivită. Scria Apostolul Pavel la 1 Tesaloniceni, la capitolul 4, versetul 9, că despre dragostea frățească n-aveți nevoie să vă scriem, dar atunci de ce am mai scris? Ascultați! Voi singuri ați fost învățați de Dumnezeu să vă iubiți unii pe alții și iubiți în adevăr pe toți frații care sunt în toată Macedonia. Dar vă îndemnăm, fraților, să sporiți tot mai mult în ea. Doamne, ajută-ne! În primul rând, Dumnezeu este izvorul dragostei, este singura sursă și îl binecuvântăm că este o sursă inepuizabilă. Ioan scria în întâia sa epistolă, în capitolul 4, versetul 7, căci dragostea este de la Dumnezeu, altă sursă nu este. Versetul 16, Dumnezeu este dragoste. Și Dumnezeu, așa cum s-a prezentat lui Moise și scrie în Exod în capitolul 3, El este Cel ce este, nu este determinat de alții, de nimic din jur, nu poate fi influențat, nu poate fi inspirat, El are în natura sa, în mod desăvârșit, dragoste. Și de aceea acest univers există. Cineva spunea, dacă există un Dumnezeu iubitor, de ce e atâta rău în lume? Zice, stai mai întâi să măsurăm binele. Pentru că, așa cum scrie în Roman, capitolul 1, însușirile Lui nevăzute, totuși se văd când te uiți la ceea ce este în jur. La creație, la felul în care se desfășoară viața tuturor ființelor, la universul acesta nemărginit. Ba mai mult, Dumnezeu își arată dragostea. Nu vorbim despre ceva pur filozofic, utopic, nu. E ceva palpabil, cum spune Ioan. Noi am văzut viața asta, am pipăit-o cu mâinile noastre. Dumnezeu, vă rog să rețineți, nu doar că este, că dacă ar fi și nu se poate arăta, am pune la îndoială capacitatea de a iubi, disponibilitatea de a o face. Spune Scriptura în mod repetat. Vă citesc, dacă toți sunt aici, în 1 Ioan, în capitolul 4, scrie de la versetul 9, dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat.
prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu ca noi să trăim prin El. Și spune pe aceeași temă, citesc din Roman, din capitolul 5, cuvintele Apostolului Pavel, despre actul măreț al arătării dragostei lui Dumnezeu, versetul 6, căci pe când noi eram încă fără putere, Hristos la vremea cuvenită a murit pentru cei nelejuiți. Pentru un om neprihănit cu greu ar muri cineva, dar pentru binefăcătorul lui poate s-ar găsi cineva să moară. Dar Dumnezeu își, accentuez, își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Binecuvântat să fie în veci. La fel scrie și în Tit, capitolul 3, despre arătarea dragostei lui Dumnezeu, versetul 4, dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru și dragostea Lui de oameni, El ne-a mântuit. Am citit că un misionar împărțea Biblii în Africa și mai cu seamă în ani mai de mult, nu erau traduse multe Biblii, nu erau traduse toată Biblia în anumite limbi și nu existau acolo oameni care să citească. Dar era unul între ceilalți analfabeți, era unul care citea. Și l-a rugat să le citească la ceilalți. El a zis, degeaba mi-o dai, eu o fac sul și o fumez. Și misionarul, neavând altă posibilitate, a zis, accept să fumez fiecare pagină după ce o citești în timp. Gata. Și a citit și a fumat pagină după pagină, până când a ajuns la textul din Ioan 3:16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul Fiu, ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viața veșnică. Și a făcut-o sul și iar a vrut să o fumeze și a mai citit-o odată. Și n-a mai putut să o fumeze. Că atunci când Dumnezeu își arată dragostea și noi vedem actul măreț al salvării noastre, așa am citit în Ioan capitolul 4 că El l-a dat pe Domnul Iisus ca noi să trăim prin El. Nu e un act de binefacere temporar. Nu, Dumnezeu în Domnul Iisus Hristos vrea să ne dea în dragostea Lui viața veșnică. Și nu ne proiectează undeva într-un colț, să zic așa, al Universului, să ne spună, stați cuminți că nu mai las pe diavolul la voi. Nu, în dragoste vrea să ne aibă împreună cu El. Dintre multele definiții ce poți să le aibă dragostea, am reținut una scurtă, dar bogată. A iubi înseamnă a dori să fii totdeauna împreună. Și Dumnezeu în dragostea Lui ne vrea pentru eternitate. Întrebarea logică ce urmează, dacă Dumnezeu și-a arătat dragostea, este, noi am văzut-o? Am cunoscut-o? Textul din 1 Ioan, capitolul 4, scrie de la versetul 7, preiubiților, Dumnezeu, dragostea este de la Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu. Versetul 11, preiubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu, versetul 12, nimeni n-a zvârșit pe Dumnezeu, dacă ne iubim unii pe alții, dragostea rămâne în noi și dragostea lui Dumnezeu desăvârșită în noi. Versetul 16, și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi. Când cunoaștem cu adevărat, adică atunci când credem această informație, când înțelegem că scena Golgotei s-a derulat pentru noi, că a fost un act conceput în planul etern al lui Dumnezeu și când Dumnezeu i-a cerut lui Avram să jertfească pe Isaac, în acest arhetip, Dumnezeu zis așa, n-am avut răbdare până să sacrifice Fiul Său și a vrut să ne arate odată și încă odată și prin toate actele de jertfă ce are în plan pentru noi. Nu l-a lăsat pe Avram să jertfească Fiul, dar El și l-a dăruit pentru noi și îi mulțumim. Și când pricepe omul asta, se produce o revoluție spirituală în ființa lui, care e numită de Scriptură naștere din nou. Nu poți să mai rămâi același. Devii un altul. Se schimbă totul în viața ta, lucrurile devin cu totul și cu totul altfel.
să vă dea bunul Dumnezeu harul acesta, dacă încă n-ați avut parte de el, să se producă cât mai curând în viața voastră. Este scris, vă citez din Roman, din capitolul 5, este un fenomen, aș putea spune, cel mai minunat care se poate produce în umanitate, versetul 5. Pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Și dintr-o dată se schimbă natura noastră. Este cu totul altceva. Păcătoșii au și o măsură, adică omenirea asta nu și-a pierdut întru totul cele semănate de Dumnezeu în noi, că altfel ne-am îndobitocit cu totul, ne-am sălbăticit. Dar spunea Domnul Iisus Hristos în predica de pe munte că oamenii iubesc doar așa, limitat, la schimb. Pe când dragostea care vine de la Dumnezeu te face să fii altfel. În această epistolă, și știți că Ioan amintește că Domnul a venit cu o poruncă nouă, să ne iubim unii pe alții, e scris în mod repetat și revin puțin asupra versetelor de aici, 1 Ioan capitolul 4 de la versetul 8, cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu. Nu mai poți să rămâi același. Pentru că odată ce îl cunoști pe Dumnezeu, se schimbă întru totul datele problemei. Ești cu totul și cu totul altul. Scrie mai departe de la versetul 11. Preiubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, și stai și te gândești ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Mi-amintesc și de o scenă undeva, o piesă de teatru s-a turnat în fosta Uniune Sovietică și avea menirea să-l bazocorească pe Dumnezeu și actul mântuirii. Și unul dintre actori avea rolul să citească câteva cuvinte din Evanghelie, de răstignirea Domnului, și apoi să arunce, brăzând, cartea pe scenă. Dar a citit, vocea i-a devenit vibrantă și citea mai departe și nu se putea opri și n-au reușit să-l oprească, s-a tras cortina. Nu s-a mai aflat de el. Poate l-au ascuns comuniștii, dar viața lui a fost schimbată de Dumnezeu care prin Duhul ne inundă cu dragostea lui. Rețineți firul acesta al dragostei. Izvorăște din Dumnezeu, când ajunge la noi ne transformă și nu poate să rămână la noi. Așa scrie aici. Dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu, dragostea curge de la noi spre ceilalți. Și să dea bunul Dumnezeu să inunde lumea. Ca să cunoască toți, spunea Domnul Iisus, Ioan 13, prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți copiii al Dumnezeu prin faptul că veți iubi unii pe alții. Dumnezeu să vă dea din plin aceste haruri. Aș vrea acum să folosim ceea ce am spus până aici, că dragostea izvorăște din Dumnezeu, că odată arătată și cunoscută ne inundă, ne schimbă, și că ea curge mai departe. Cine cunoaște pe Dumnezeu, iubește pe aproapele său. Și aș vrea trei aspecte caracteristice ale acestei dragoste cu aplicație familială să vi le aduc în față. De ce am zis dragostea lui Dumnezeu și dragostea noastră? Mă justific din textul acesta. Spune 1 Ioan capitolul 4, versetul 12. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Dacă ne iubim unii pe alții, deci dacă dragostea a ajuns de la munte până la val și ne-a inundat, dragostea lui rămâne în noi și vă rog rețineți. Dragostea lui a ajuns desăvârșită în noi. Când dragostea lui ajunge desăvârșită în noi, mai e vreo deosebire între dragostea lui și dragostea noastră? Sau este aceeași? E aceeași natură. Domnul spunea Matei 5:48 în contextul iubirii, fiți dar desăvârșiți după cum Tatăl vostru este desăvârșit. Dumnezeu are atribute necomunicabile, omnipotență, omniștiență și așa mai departe. Poate unii dintre noi am vrea să le dobândim, nu? Să avem capacități extrasenzoriale, să știm toate. Astea Dumnezeu nu le împărtășește cu noi, că nu vrea să ne împovăreze prea tare, decât în mod limitat.
dar are aceste atribute comunicabile între care dragostea este fruntaș. Și în ce privește dragostea, întreg pachetul iubirii lui Dumnezeu ne este transmis. Și noi în acest fel putem să iubim cum iubește Dumnezeu. Ne cere prea mult? De fapt nu-i cerință, este ofertă. Deci este absolut normal să iubim ca Dumnezeu dacă vine Duhul lui Dumnezeu în noi. Suntem alți oameni. E o nouă natură. Cine este născut din Dumnezeu, iubește. 1 Ioan capitolul 5 spune din nou, pe Dumnezeu, pe cel născut. Și toată Scriptura se cuprinde în acest principiu. Nici de lege nu mai este nevoie. Iată ce spune Cartea Sfântă la Roman, la capitolul 13, citesc cuvintele Apostolului Pavel de la versetul 8. Să nu datorați nimănui nimic, decât să vă iubiți unii pe alții. Căci cine iubește pe alții a împlinit legea. De fapt, și numără porunci, a șaptea, a opta, a noua, a zecea și oricare altă poruncă, mai poate să fie cuprind în porunca aceasta. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Știți că a fost întrebat Domnul Iisus Hristos. Vă citesc, este variantă aici din Marcu, să citim acum. S-a apropiat de Domnul Iisus un cărturar, un teolog al acelei vremi, versetul 28, care este cea din tâi de toate poruncile. Cea din tâi este aceasta, ascultă Israele, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, ne-a iubit El întâi, îl iubim în mod motivat, iar a doua, și în Matei scrie asemenea ei, este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu este altă poruncă mai mare decât acestea. De ce a răspuns Domnul că sunt două întrebări, sunt două porunci, când de fapt el a întrebat doar care e cea mai mare? Nu-i decât una. Numai că în prima parte îl iubim pe Dumnezeu, adică în dragostea noastră pentru Dumnezeu, și în manifestarea ei interumană iubim pe oameni. Și Apostolul, am citit din Roman capitolul 13, că ne spune că de fapt dacă iubim pe oameni cu adevărat, cu dragostea lui Dumnezeu în noi, înseamnă că îl iubim și pe Dumnezeu. Amin? Acum o întrebare. Suntem la capitolul familie. Citindu-vă din Roman capitolul 13, versetul 9 și 10. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Care este cel mai aproape? Eu zic că pentru soț-soția și pentru soție-soțul, nu? Știți pilda cu samariteanul milostiv, că poate să devină aproape și unul care nu l-ai cunoscut niciodată. Și dacă nu știe cineva care este cel mai aproape, portați un metru cu dumneavoastră și măsurați. Omul care e mai aproape, acela e aproapele, nu? Oricine tangențiezi, îi devine aproapele. Dar mai aproape decât soțul sau soția nu este nimeni, este aproape cel mai de aproape. Și aici trebuie să se manifeste dragostea în mod desăvârșit, pentru că aici are spațiu cel mai mare și timpul cel mai lung. Nimeni nu va cunoaște mai bine dacă suntem într-o natură nouă și dacă iubim decât soțul sau soția. Și cum viața de familie începe cu declarații de dragoste, și astăzi vei fi întrebat probabil tot pe subiectul acesta, eu uneori întreb pe mir nu dacă se iubește, dacă se vor iubi, celălalt va cunoaște în mod desăvârșit dacă iubește în mod desăvârșit. Că la adunare reușim. Între oameni cu cultură, cu chestii protocolare, ne descurcăm. Dar acasă nu poți juca teatru, că e prea lungă piesa dacă nu ai cu adevărat o natură nouă. Și soția și soțul vor ști unde ori mai bine decât păstorii, dacă cineva a fost născut din nou. Iată de ce, dragii mei, Scriptura nu acceptă căsătorii între persoane care sunt născute din nou și cele care nu sunt născute din nou. Au naturi diferite. Nu este doar o chestiune de sentiment, chiar dacă dragostea încorporează în mod complet sentimentele necesare.
E vorba de ceea ce ești. Și în privința aceasta vreau să devin practic și să vă spun că dragostea, cum este și un titlu în Scripturi, vi-l amintiți unde este, în traducerea Cornelescu, dragostea să se arate în toate. Dar eu citesc din 1 Corinteni 16 cu 14, unde scrie tot ce face să fie făcut cu dragoste. De fapt, în noua natură nu poți să fii altfel decât așa. Slujbele care le facem în adunare, spune Efeseni 4 cu 16, că se zidesc în dragoste, nu? Viața de familie, acasă, toate evenimentele care se derulează, spune cartea Proverbele, capitolul 17, versetul 1, mai bine o bucată de pâine uscată cu pace decât o casă plină de cărnuri cu ceartă. Tot aici scrie în 15 cu 17, mai bine un prânz de verdețuri și dragoste decât un bou îngrășat cu ură. Eu parafrazez și transpun asta și în adunare, că uneori, chiar dacă nu avem o predică bogată și cântăreți profesioniști, dar dacă e atmosferă bună, te mulțumești cu unul slăbuț. Numai să fie plăcerea aia de a fi împreună, natura aceea în care fiecare îl simpatizează pe celălalt și trăiește într-o apreciere continuă. Spune Apostolul Pavel în Filipeni, la capitolul 2, până la ce cote și stări de manifestare ne aduce această dragoste dobândită de la Dumnezeu, citesc Filipeni 2 de la versetul 2, faceți în bucuria deplină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Nu faceți nimic din duc de ceartă sau din slabă de șartă, ci smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Ce frumos! Să se uite la foloasele celorlalți. Și n-aș putea să vorbesc despre dragoste fără să trag o fugă până în 1 Corinteni 13, unde scrie atât de frumos. Și asta am spus mai întâi, că dragostea este o natură. Am avut la noi în biserică un studiu premarital și o lecție era intitulată Dragostea, o natură, o decizie, o relație. Și mă sună un tânăr și spune, frate, după ce am ascultat lecția asta, am hotărât încă să nu mă căsătoresc. Da, dragul meu, cu ce te-am speriat așa tare? Și eu am crezut că mă căsătoresc în favoarea mea. Dumneata mi-ai spus o oră întreagă că și căsătoria este în favoarea celuilalt. Zic, măcar, cel puțin ai înțeles bine. Și chiar dacă te vei căsători mai târziu, cineva se va căsători cu tine dacă îți însușești aceste principii, va fi fericit. Spune aici în 1 Corinteni 13 că dragostea este mai mult decât servicii ocazionale. E mai mult decât gesturi nobile, cuvinte mărețe, care pot să fie intercalate cu altele, știți? Sau vorba aceea, uneori începem cu fir de mătasă, să mai continuăm cu rafie. Nu, dragostea este. Și ea tot este. E desăvârșită. Dragostea lui Dumnezeu a ajuns în noi. Și scrie aici că e plin de bunătate, dar nu așa s-a prezentat Dumnezeu, Exod 34 cu 6. Plin de bunătate, de îndurare, de toate. Sau cum spune la Coloseni, capitolul 3, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de, și enumeră acolo, și dacă n-ajung, și în versetul 14, dragostea, legătura desăvârșirii. Aici scrie în continuare că dragostea ajunge până la stările acelea, acopere totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Îmi spune odată cineva, eu iubesc, dar celălalt, ca să nu spun că a fost bărbat sau femeie, ca să nu puteți să vă gândiți greșit, dar celălalt nu mă iubește. Păi nu mai pot trăi așa. Ba da. Scrieți Biblia să iubești ca Domnul Iisus Hristos. Cum a iubit Domnul Iisus Hristos? Până la? Iubești și tu până mor și după aceea poți să divorțezi dacă vrei. Dincolo nu mai ai nevoie de căsătorie. Sunt alte structuri. De așa ceva este în stare dragostea, dragii mei. Toate să fie făcute cu dragoste. În Proverbe, în capitolul 5, la început, dacă le-am spune asta la mir, nu le vine a crede, așa că încărcătura hormonală și visele lor nu-i lasă să
vadă și vremuri întunecate, dar chiar mai târziu, peste ani, spune Proverbe capitolul 5, de la versetul 15, bea apă din fântâna ta, e o referire simbolică la viața de familie, se găsește și în Cântarea Cântărilor exprimarea asta. Versetul 18, izvorul tău să fie binecuvântat. Și eu conectez asta cu ce am spus, că dragostea izvorăște așa de la Dumnezeu și când ajunge în familie, umple toate colțurile casei, toate cotloanele ființei noastre. Cerboaică iubită, căprioară plăcută, fii îmbătat tot timpul de drăgălășiile ei. Fiind drăgostit, necurmat, până la adânci bătrânețe, dacă vă dă Dumnezeu. Odată la o nuntă a întrebat păstorul pe mire câtă vreme vrei să iubești. Emoția sau nu știu, a zis 150 de ani. Nu știu dacă se lungește viața între timp, dar oricât ar fi. Și în condiția asta, scrie în versetul următor, și pentru ce ai îmbrățișa o străină? Undeva într-o familie, povesteau frații din Ucraina, un bărbat și-a surprins soția, îi spunea cuvinte de apreciere, o îmbrățișa, făcea servicii, cadouri, băi, o zi, două, nouă, și îi spune, dragă, mă sufoci. Până acum ai fost mai temperat. Și îi spune, dragă, ăsta e debitul meu de dragoste. Păi până acum? Și de acum m-am pocăit. Și ce înseamnă asta? Până acum mai încurjau izvoarele pe piețele de obște, mă apreciam pe una, mai simpatizam pe alta. Acum toate curg spre tine, iartă-mă dacă te inund. Că așa se întâmplă în viața sfinților. M-au zis despre doi care au divorțat. Diverse motive. Și așa cum se organizează acum aici o evanghelizare publică, fără să știu unul de altul, nu mai păstrau legătura, când s-a făcut chemarea în față pentru a se preda Domnului, s-au regăsit unul nu departe de celălalt. Plângeau amândoi, Domnul i-a cercetat, i-a transformat și a avut o discuție, așa cum ca doi pocăiți, nu? Așa de amical au discutat, că nu s-au răbdat, s-au telefonat imediat după aceea. Și iar au vorbit și au zis, dar noi de ce nu mai stăm împreună? Că din dată ce s-au pocăit, au simțit nevoia să locuiască împreună, au uitat toate greșelile, că așa e când te pocăiești. De aceea este absolut normal ca sfinții să aibă o viață de familie foarte armonioasă, plăcută, să se bucure de tot ceea ce se întâmplă în viața lor, să fie uimiți și copiii și rudenile celelalte, să vadă părtășia asta binecuvântată a vieții de familie. Dea bunul Dumnezeu dragostea să se arate în toate. Amin? Amin? Asta va coborî până la cele mai mari sensibilități ale celuilalt. Spune Scriptura, vedeți, suntem diferiți prin natura noastră temperamentală, prin cultura, educația noastră și așa mai departe, prin cunoașterea noastră în cele sfinte. Și în privința asta spune în Roman capitolul 14 că dragostea te face să ții cont și de gusturile și de limitările celuilalt în ce privește mâncarea, usul. Unul poate nu mănâncă ceva din motive religioase, dar altul poate nu mănâncă ceva pe motiv de sănătate, nu? Și dragostea te face să ții cont de nevoia lui, nu de a ta. Îmi povestea un frate din județul Botoșani că a avut între rudenii o familie. Soțul nu putea să suporte un anumit aliment și soției tocmai îi plăcea. Ea, ca o femeie iubitoare, își prepara mâncarea din acel aliment când soțul era plecat. Undeva mai spre bătrânețe, ea i-a mulțumit. El i-a mulțumit ei. El și-a văzut că urma să plece la Domnul și spune, dragă, pentru că toată viața ai ținut cont să nu mă super, nu cu vorbe, nici măcar cu mirosurile din casă. Să-ți dea Dumnezeu har, câtă vreme mai trăiești, câte zile îți dă să mânci tot ce vrei și să fii sănătoasă până în ziua plecării tale la Domnul. Și spunea, am mai trăit, mătușă sau bunică ce era, sănătoasă perfect, a putut mânca orice și ce-și dorea în absența soțului, că acum soțul plecase. Dar a zis, eram la o nuntă când mi-a povestit, că am avut între rudenii o altă pereche, la care de data asta ea era bolnăvicioasă, nu putea să mănânce orice, și zice lui odată, fiind bolnavă pe pat, fă-mi cu tare mâncare,
nu știu cât mai mănânc, dar pare mi se că asta aș putea mânca. Și îl spune, na, tot ai zis de 10 ani că mor și nu mor. Și ea în slăbiciune a scăpat o vorbă, a zis, dea Dumnezeu după ce mor 10 ani nimeni să nu-și mai lege capul de tine, că n-ai vrut să mă înțelegi. Ea a murit. Și povestea cu date concrete, 10 ani nu s-a putut căsători și o țiganca în cer, nici aia nu s-a dus după el. Și după 10 ani, după ce a expirat pedeapsa, s-a recăsătorit. Că n-a umblat în dragoste și a supărat pe celălalt. De aceea, dragii mei, veșnicia va fi frumoasă și invităm pe toți la ea. Nu doar așa că e tinerețe fără bătrânețe și viață fără moarte, ci pentru că este în atmosfera desăvârșită a dragostei, pe care noi o putem gusta de pe acum. Și îmi pare rău de unii familiști că n-ajung nici să miroasă ce Dumnezeu ne-a dat har să gustăm. Pentru că dragostea, așa ca evlavia, are făgăduința vieții de acum și a cele viitoare și cu dragoste putem în biserică să ne manifestăm într-un mod plăcut, în familie, în toate dimensiunile dragostei. Nu vă trebuie altceva. Nu aveți nevoie de un set de porunci, de o listă lungă, numai de o natură nouă, pe care să o lăsați să se manifeste, să curgă înspre ceilalți. Amin? Amin. Nu uitați așadar, recapitulez spre încheiere. Dumnezeu este izvorul nesecat al dragostei. Și Dumnezeu și-a arătat dragostea față de noi în mod plenipotențial, dăruindu-ne nu doar câte ceva, dăruindu-ne tot ce avea. Și vă rog să rețineți, nu vă spun asta unde scrie în Biblie, că împreună cu Fiul Său ne-a dat toate lucrurile. Și spune acolo de cele de acum și cele viitoare. Ba încă spune Apostolul Pavel la Efeseni, la capitolul 2, citesc versetul 6, 7, ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăția Harului Său în bunătatea Lui față de noi în Hristos Iisus. Și când această dragoste de natură divină ajunge la noi și ne transformă, primim o natură dumnezeiască, asta e minunăția nașterii din nou prin Duhul Sfânt, asta se răsfrânge în jur la ceilalți. Și chemăm pe toți, dovedindu-le această împărăție a Fiului dragostei Lui. În mod practic v-am spus că această dragoste în viața de familie trebuie să fie desăvârșită. Acolo se vede. Pentru că partenerul de viață este aproapele cel mai de aproape, care află dacă iubim sau nu iubim. Și v-am spus în ultimul rând că dragostea trebuie să se arate în toate. Și vă rog, rețineți. Acum când în lume, din pricina mulțirii fără de legilor, dragostea se răcește. Și când spune 1 Ioan capitolul 3, versetul 13, nu vă umirați, fraților, dacă vă urăște lumea, asta n-are lumea. Inteligență, tehnologie cum n-a fost, capacități, bunăstare, iubire n-are. De aceea rata de divorțuri în creștere, de aceea setea după droguri, după senzații, să uite de toate, pentru că n-au acest climat în care Dumnezeu ne-a dat harul ca noi să trăim. Asta ne diferențiază în mod absolut de lume. Îmi spunea, eram la Târgu Jiu și predicam despre dragoste și la urmă a fost un timp de întrebări și răspunsuri și zice un frate, frate, e frumoasă lecția cu dragoste, dar la mine e problemă că am dușmani. Zic, înseamnă că tu o să primești cea mai mare răsplată în rai. Știți, spune în Biblie, în Matei 10, că orice faci vei fi răsplătit și un pahar de apă. Dar nicăieri nu scrie că e răsplata mare numai când iubești, dacă nu ești iubit. Luca 6. Și nu numai. Pentru că dragostea poate să se manifeste și unidirecțional. Dacă primești ceva înapoi, aș spune, primești un avans. Aici, nu? Dar dacă primești totul dincolo, fără avans aici, acolo e avansul cu plată cu tot dincolo rămâne.
Dumnezeu să vă dea harul acesta. Poate sunt familii în care unul n-a învățat încă să iubească. Este poruncă să iubești, înseamnă că poți să-ți poruncești să iubești și Dumnezeu îți dă resursele necesare. Și aș vrea să afirm în încheiere, citind în 1 Corinteni, în capitolul 10, să nu ne însușim ceea ce nu e al nostru și să recunoaștem proveniența dragostei. Ascultați, 1 Corinteni 10:31. Deci fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, vorbim prin plan despre viața de familie, dar și manifestarea în societate, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Sau spune Petru, oamenii văzând faptele voastre bune să slăvească pe Dumnezeu. Să nu spunem că noi, uite, cine suntem noi? Să spună, Mirel, așa să te laud, ai văzut ce poți să-ți dovedezi? Ai văzut adevărata iubire, spune Estera. Ce soție ți-ai ales? Să nu uitați, dragostea e de la Dumnezeu. Noi iubim că ne-a învățat El să iubim. Și noi vom fi fericiți pentru vecii vecilor, pentru că Dumnezeu ne va iubi pentru eternitate. Ne acceptă în preajma Lui, toate le face El. Noi tot ce facem, este un cuvânt scris de două ori în Biblie. O dată în Vechiul Testament și o dată în Noul Testament, să-L căutați. Dumnezeu le face pe toate, am redat cuvânt cu cuvânt. Dar cum e când facem noi? Mai încurcăm câte ceva. Că Dumnezeu lucrează prin noi. De aceea toată slava este a lui Dumnezeu. Pentru o familie care debutează în dragoste merită lăuda Dumnezeu. Dar pentru una care finalizează cu dragoste și așteaptă să intre în bogăția dragostei lui Dumnezeu, cu atât mai mult să fie slăvit Domnul. Amin.